Și uite ce mi-a făcut pen cu ei. Hopa, degetul. Yo, salutare fraților, ce faceți, cum sunteți? În apartamentul meu e mare, mare haos. Haos pentru că hey, este aici. Bună și ziua. Așteaptă să se facă mâncarea. Narghileaua pe poziții, logo pe poziții. Emi s-a tăiat la deget, nu arătăm că nu este voie. Mirena taia ci prânzoiul. Barbie acolo cu tonul și cu butăte. Bun, fraților, astăzi o să fie un vlog foarte rapid și la obiect. Colecția mea de Adidas, pentru că am văzut-o la foarte multă lume. La Georgescu, Georgescu mi-a zis: hai fă și tu ceva, sau vin eu la tine și facem împreună. Nu am mai făcut, a făcut și Lino. Tare videoclip, hai să-i dăm drumul la treabă. Și după aia mâncăm. Stați, mă, că mă bate lumina. Nu lumina, mă, mi-frig cu cum închid. Nu este un videoclip de flex, am văzut că este un trend în rândul vloggerilor ca mine, așa. În stânga mea l-am pe Emi aici să zică cum e cu lumina și cu restul. Aici e pe Inuțul care... Și pe Inuțul aici care mă înjură și zice: ia mă, la ăsta, așa. Bun, prima pereche de Adidas pe care o voi prezenta este Chain Reaction. Vremea când Mădălin era bombardier. Da, vremea când eram eu bombardier, grăsuț. Uitați aici și pânză de pe Angen, deci nu i-am mai purtat de o grămadă de timp. Nu știu, mie îmi place să-i colecționez și să-i am. Da, e o pereche frumoasă. Mă, Chain Reaction, cum v-ați obișnuit? Sunt șmecher, cam toți artiștii din industrie au. Dorian, Shelly, Pain, Gami, ăla, tăți. Urmează o pereche mai interesantă, mai tot așa bombardieră. Balenciaga Track V1. Mai apărut încă vreo două versiuni, V2 și V3, nu? Nu știu. În fine, e o versiune care îmi place mai mult ca Triple S așa. Nu mai mă știu așa bine cu numele lor. Bă, dar tu n-ai pus nici Triple S-urile, mă, frate. Tu mai ai și două perechi de Triple S-uri. Ce ai și o Le-am dat și Triple S-uri, am dat și o pereche din asta de Jordan Low. Off-white-urile alea de 15.000 de euro, ce le puteți lua noi, sunt la Arad. Eu nu le-am luat atâta, eu le-am luat undeva la 500 de euro. Na, prost. Nu mai dau niciodată pe Adidas atâția bani. Da, sunt sigur că din 500 am făcut 15.000. Da, cât ați acum alea? Știu. 15.000 noi. 15.000. Alea pe care mi le-a distrus Georgescu. A zis că le face el frumos și mi le-a vopsit. Mai bine le lăsai așa murdare. Sincer, eu le purtam în locul tău așa murdare. Aveau mai multă personalitate, aveau parcă. Aveau trip maxim, ești nebun. În fine, na. Papuci, nu. Stai, sneakers de 15.000 de euro ruine. Jordan Proto Max 720, caut albă de 720. Jumpman. Înăștiai și tu. Exact. Jumpman, nu? Da. Na. Adidas fain. Îi port. Merg așa, alunecă pe jos în gât și îți păstă medie. Așa, bă, nu știu cum se numesc ăștia. Se pe zanotiuri. Da, să mor tu. Ia mă, ce am în ei? Am niște cabluri. Cu asta mă încarc mașina de ras și mai ceva. În fine, i-aruncăm acolo. Ia, arată acolo ce talpă interesant au băieții. Da, sunt drăguți. Sunt mai mult niște ghete de iarnă, ăștia i-am purtat în Hocus Pocus. În Hocus Pocus i-am purtat ăștia și încă o să-i port. Eu chiar că zici că cameraman, suport. Vine, iau așa, apar o mână în cadru care ia păpucul, ți-l dă înapoi. O pereche pe care a purtat-o Vanessa mai mult decât mine este această pereche de tot Giuseppe Zanotti, care sunt exact culoarea mașinii mele. Adică era un must să îi am. Adică mi-a trimis Mihăiță de la DCM. Mihăiță. Mihai de la DCM mi-a trimis și a zis: bă, uite aici, sunt exact ca și mașina. Ce facem acolo? Vezi că se încalță greu dacă îi... Dacă îi îi stau. Uitați, aici e Giuseppe Zanotti, de culoarea mașinii. Așa, ăștia. Ce faci, mă? Cal și plec. Bine, după aia să-i dai jos, că trebuie să-i prezint și aia. Bă, dar ce le-ai făcut aici? Păi așa sunt ei, de piele acolo. E pele. Cum ai tu pe tine? Te bat, mă, dacă n-ai grijă. Bun, începem cu prima mea pereche de Adidas scumpă, cumpărată. Uitați aici, niște Easy. Cum erau ăștia? Beluga. Nu Beluga, ești Beluga. Prost, nu Breț. Beluga, mă, breți. Așa, breduri. Marș! Da. Ăștia sunt Easy Breads. Uitați aici cât de mult i-am purtat. Aia e, se mai duc și ei. Și uite ce mi-a făcut pen cu ei. Hopa, degetul. Nu știu, dacă știți cine ar putea să repare asemenea distrugere. Unde, mă? Sper că te simți bine că i-ai distrus. Bă, ce fain să știam, frate. Chiar îți mechere, așa nu știu de ce nu-i porți. Păi îi port, dar na. Nu încă. Ce-i porți tu momentan? Da, așa. He? Dacă știți pe cineva care repară așa ceva, vreau frumos să-mi dați cât mai multe DM-uri. Urmează încă... Bă, ăștia sunt Easy Antlia, non-reflective, doar și returile. Și îmi plac foarte mult. Au un colorway foarte fain. Ce ai zis că
să urâți? Urâți rău. Îți dau un... Urâți rău. Te-ai speriat, a? Bun, Antlia. Bine, Izi-uri. Cine nu iubește Izi-urile? Eu le iubesc din tot sufletul. Alt sneaker și mei preferați. Pe Izi aș da... Ce aș da? Orice, orice. Urmează perechea mea de suflet, tot Izi, Izi Beluga. Cred că la ora actuală, dacă nu mă șel, sunt printre cei mai scumpi printre cei mai scumpi Iziuri. Am pus aici și scoci în interior, dar na, nu o să pot să îi țin noi niciodată. I-am purtat și ăștia, aia e. Îți dai seama ce-ți place, porți. Izi Sesam, sunt niște Iziuri foarte simple, gri, le știe toată lumea, nu sunt atât de scumpe, sunt accesibile. Șmecheri. Și ăștia, stai, oarecum, cum îi chema ea, aici, stai. Yeezy Semi Frozen Yellow, ia uzi, Yeezy Semi Frozen Yellow. Deci ăștia sunt cei mai forjați Adidas ai mei. Uite aici ce am făcut cu ei, uite. I-am distrus efectiv și eu îi țin. Încă o să-i port, o să-i țin, nu-mi e rușine. Sunt Adidas și mei de suflet, îi port. Aha, îți plac ea, fearless, mă? Îți place. Cât de bandafă e? Undeva la 300 și... Nu știu cât sunt acum, noi o să punem poze cu prețul actual, pentru că e prețul actual. Adică noi trăim în prezent, nu? Nu în trecut și din astea. Sănătate, domnul Porcu. Mulțumesc. Deja trecem la Jordan, încă o pereche de sneakers ce îmi plac foarte mult. Ăștia spine green-urile, pe negru, nu pe alb, că nu mai știam găsit, la buget, frumos. Cum îi port eu, unul așa, unul așa, că no, mai bine așa decât așa. Păi, așa decât așa. Păi nu, tu ăștia, prezintă-i tu. Prezintă-i tu, că ăștia ți-i plac foarte mult ție. Deci bă, ăștia șmecheri. Deci chiar șmecheri, să moară băieții mei dacă nu șmecheri, uitați-vă cât de șmecheri. Chiar sunt fearless. Jordan 1 fearless, așa. Sunt vreo 400 de euro, 300 de euro. Da, jur că ăștia mi-aș lua. Și nu prea dau eu banii pe țoale, dar ăștia pe ăștia chiar da banii, chiar îmi plac. Uitați-vă un pic cum arată lacul ăsta pe ei. Deci lacul ăsta cred că face tot pe ei, sincer. Da, uite, se și... Adică nu te deranjează. Ei mei, poți stai. Nu, low, curt purple, din nou pe negru, nu pe alt că nu i-am găsit, adică ăștia mi-a făcut cadou Vanessa. Love you, babe. Așa, foarte șmecheri. Ei mei, îmi plac, îi port. Retro High Zoom Racer Blue. Georgescu m-a făcut să-i cumpăr. Bun, blană, perfect, este. Bă, v-aș arăta talpa lor minunată, dar de, talpa lor minunată e... Jegoasă? Jegoasă, nu se vede. Arată la ăla. Are piele, are lac, are plastic, are de tăche băiatul, all inclusive. Ăștia sunt niște retro-uri, albe cu negru și roșu, nu le știu numele. I-am forjat, cred că, 4-5 luni întregi și încă merg, dar încă nu o să-i port, că, na, după aceea ce lumea... Uite, ăsta nu mă știi, poartă! Așa? Eu de obicei nu... Ce? Ei se uită la mine cum fac vlog. În fine. Eu de obicei am obiceiul prost să port mai... Adică nu, pereche de Adidas și mai mult timp. Adică cât am forjat-o? Nu vorbeai cât ești noi. Da, ăștia mi-am luat atât gagica mea, niște i3-uri, nu știu cum să numesc. Zici că Easy 700, adică e normal. Păi, sunt colaborare cu Adidas, după din câte știu, adică da. Pe cutie scrie și Adidas. Da. Nu știu, nu, plus șmecheri, stai, numai că aici au piele și aici altul. Altceva. Ăștia iubesc când îmi tăi sufletul meu. Nike SB Dunk X-Off-White SB-uri. Am văzut că are și Lino. Da. Și a luat... Nu mă, ăla ai ceai! Pentru că te piși în sticlă. Bea să vezi. Așa, Nike SB Dunk, preferații mei. Cei mai tari, X-Off-White, am dat jos zip-tagul ăla că mă enervează la nebunie. Ai pierdut 20 de euro din preț. Nu mă interesează, că sunt ea acasă. Și la ăștia am dat jos, Off-White-uri, nu știu numele lor, i-am primit de ziua mea de la tăți nebunii. Deja i-am îngălbenit, o să-i dau la cineva să-i curețe, nu știu la cine exact, au zis pe în care... Pe cine? Și ultima pereche de sneakers, Off-White-urile astea tot de la Vanessa, sunt chiar șmecheri. Nu, doar că nu pot să dau jos asta. Ceea ce mă deranjează foarte mult și nu vreau să tai, că pierd cât? 200 de euro din preț. De ce să pierzi cât poți să ții... Poți să câștigi. De ce să pierzi cât poți să câștigi? Da. Gigi Becaliger, cum ar zice. Bă, mai vreau să vă arăt că eu sunt disperat după ciocatele astea. Chelsea shoes, atâta vi arăt. Și vreau să vă atrag atenția la o pereche de suflet a mea. Eu am de 4 ani. Arătau ca ultimii Timberland, ca ultimele gunoaie, saci de cartofi și Barbie, care este acolo. Mi-a făcut asta din ei. Adică mi-a dat viață din nou la... Vă dați seama ce un nume unic are Barbie de scenă, gen Barbie, da, sau de YouTube, sau de tot, da. E unic. Orice. Barbie și pe ea chiar o cheamă Barbie, legit. Așa că o să vă las în descriere aici, Barbara Huber 09, o să... 03. Da, mulțumesc frumos, Barbie.
Ți-ai dat viața, abia aștept să-i port, să fac poză cu dânsii. Ăștia iarăși, cred că acum ați scumpi, Millionaire, Boy, Club, nu știu ce. Cam atâta și cu acest vlog, eu vă pup, eu am fost Mădălin. Asta a fost 70% cred că din colecția mea de sneaker și o să fac și partea a doua când o să ajung la Arad. Așa că eu am fost Mădălin, el a fost Emi, el a fost Penny, a fost Mirana, a fost Barbie. Ciao. Da, ne puneți să mâncăm salată, să fum eu narghilea. Eu v-am pupat, ne vedem data viitoare. Eu am fost Mădălin, shop-ul în Feigen.ro/Mădălin. Uuuu!